Planuri ambițioase la guvern în preajma alegerilor locale, autoritățile își propun să repare în următorii ani 6.000 de kilometri de drumuri, toate podurile, sute de kilometri de linie de cale ferată și să conecteze toate localitățile la apă potabilă. Mai mult să construiască o autostradă, Ungheni-Chișinău, Odessa, o linie de cale ferată de înaltă viteză până la București și Odessa și un nou terminal pe aeroportul internațional Chișinău. Lista cu obiective mărețe a fost prezentată de ministrul infrastructurii, care a recunoscut că pentru realizarea acestora e nevoie de miliarde de euro. Iar unii experți susțin că planurile prezentate de Spânu sunt ireale. Construirea autostrăzii Ungheni-Chișinău-Odessa. Vorbim despre două tronsoane. Ungheni-Chișinău de 110 km și Chișinău-Odessa de 190 km, dintre care 145 de km pe teritoriul Republicii Moldova. Cale ferată de înaltă viteză, pe ecartament european, care să conecteze București de Chișinău și Chișinău de Odessa. Capacitatea actuală a aeroportului este limitată, până la 3 milioane de pasageri anual. Prognozele arată că vom avea o creștere a traficului în următorii ani de până la 5 milioane de pasageri. În acest sens, construcția unui terminal nou la standarde europene, care să conecteze oamenii, diaspora și mediul de afaceri european cu cel din Republica Moldova, este necesar să înceapă cât mai repede. Andrei Spânu recunoaște că pentru asemenea proiecte statul nostru nu are bani, dar declară că 50% din surse ar putea fi oferite de Uniunea Europeană. Potrivit acestuia, proiectele mai mici vor fi realizate în următorii 2-3 ani, iar implementarea celor majore ar putea dura între 7 și 10 ani. Cunoașteți că Moldova este prima țară care a devenit parte a mecanismului de finanțare pentru interconectare, CEF. Noi deja suntem beneficiarii în care acest fond acoperă 50% din valoarea proiectelor și deja avem câteva proiecte care au fost câștigate împreună cu România pe podurile pe care le-am menționat. Deci doar din acest fond noi vom putea aplica pentru acoperirea minim 50% din costuri. De cealaltă parte, unii experți susțin că lucrările revoluționare de infrastructură anunțate de ministrul Andrei Spânu sunt ireale. Polițienii noștri foarte deprins, fac știri de viitor. Ce a fi la noi? Greu să distingi unde e opinia lor și unde e opinia instituției. De multe ori uită că el nu vorbește în piață sau în grădină cu vecinul, dar vorbește din numele instituției. De ce eu nu-i comentez, că de multe ori a doua zi îi spun că s-a gândit altceva, au vrut să spună altceva. Aștept un document oficial pe care noi îl vom examina, dar atât timp cât nu există document, Ministerul Infrastructurii își mai propune ca până în anul 2030 toate localitățile din țară să fie conectate la apeduct și canalizare, iar 6.000 de kilometri de drumuri naționale și regionale să fie aduse la o calitate bună și foarte bună.